revenire la normalitate. Felicit din partea dumneavoastră pe baza aplauzelor pe care le-ați aportat și chiar puteți continua. Pe elevii Colegiului de Artă care au reușit cu multă muncă într-o săptămână să pună pe picioare două momente foarte frumoase și foarte muncite de dumnealor, fiind, bineînțeles, coordonați de domnul profesor și de dirijor Sergiu Spiridon. Și, de asemenea, mulțumim și domnilor muzicieni de la Filarmonică ce au pus sprijinul în susținerea tuturor vocilor din această orchestră. Mulțumim foarte frumos, vă rog foarte frumos să mai aplaudați o dată, pentru că, din punctul meu de vedere, la un an format, chiar de învățământ online, ei s-au prezentat absolut excepțional. Am bucuria să fiu în fața dumneavoastră, având alături de mine pe doamna director adjunct, sprijinul și veselia din fiecare zi pentru noi, în perioada asta care a fost destul de grea pentru a face ca școala să funcționeze foarte bine. Și, așa cum v-am zis, ne bucurăm că suntem împreună. Vă rog foarte frumos să ne ajutați să păstrăm regulile încât să ne putem bucura de posibilitatea de a ne afla astăzi aici. Administrația sălii teatrului ne-a rugat ca să respectăm căile de intrare și de ieșire din sală ca fiind cea principală pe care ați intrat, cea de intrare și cele două laterale din spatele sălii, singurile de ieșire, pe care vă rog frumos atunci când doriți să ieșiți să le utilizați. Acest spectacol este realizat în parteneriat cu Primăria Bacău. Mulțumim domnului primar Lucian Daniel Stanciu Vizeteu pentru că a avut această inițiativă împreună cu echipa dumnealui. Noi, bineînțeles, că nu puteam decât să răspundem afirmativ și dovada încântării tuturor s-a concretizat în cele 6 ore de maraton muzical și de coreografie pe care le veți vedea astăzi pe scena Teatrului de Vară. Din păcate, ar fi trebuit să se întâmple asta în Piața Tricolorului, dar capriciile vremii de primăvară întârziată ne-au făcut ca să ne acoperim aici. Dau cuvântul colegii mele, doamna director adjunct, Daniela Silvia-Bărzu. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur extraordinar pentru că, în sfârșit, după atâta timp de pauză, copiii pot urca din nou pe scenă, iar profesorii care i-au pregătit pot vedea roadele muncii lor și a fost o muncă deloc ușoară, pentru că online muzica nu se face atât de ușor. Însă dovada că s-a muncit și s-a muncit bine și frumos, ați văzut-o deja în modul în care a sunat orchestra pe această scenă. Într-o sală care la momentul acesta nu este foarte, foarte caldă. Sper să o încălziți dumneavoastră, dragi copii și dragi profesori, care veți evolua pe scenă, cu ceea ce veți oferi acestui public, care merită, în sfârșit, să se bucure de ceea ce Colegiul Național de Artă George Apostu reușește să facă zi de zi, și anume o artă de foarte, foarte bună calitate. Doresc mult succes tuturor copiilor și dumneavoastră vizionare plăcută și sperăm ca acesta să fie primul dintr-o lungă serie de spectacole pe care ne le vom oferi cu drag. Mulțumesc, doamna directoare, și poate vreți să mai spuneți ceva? Mulțumesc foarte frumos! Nu pot să părăsesc scena fără să aduc mulțumiri colegilor care s-au implicat, domnii și doamnele profesoare, de asemenea elevilor care au pus munca lor la înaltă ținută artistică și o vedem astăzi, așa cum a spus și doamna director adjunct. Și trebuie să mulțumesc celor de la Direct Sound, care au făcut prin voluntariat aproape posibil sunetul și lumina de astăzi să fie la o înaltă ținută.
ținut, veți vedea. De asemenea, spectacolul de astăzi va avea un prezentator din Colegiul de Artă, doamna profesoară Claudia Vasilache, cărora le mulțumesc pentru tăria și insistența cu care vor duce până la bun sfârșit acest maraton. Vă rog foarte frumos să-i aplaudați. Mulțumim, mulțumesc! Mulțumim, doamna pentru că scena este întotdeauna pentru artiști, iar astăzi sunt în calitate de profesor și prezentator. Mulțumim încă o dată orchestrei Sinfonia, condusă de domnul profesor Sergiu Spiridon, ce au interpretat andante cantabile din quartetul Opus 11 de Piotr Ilich Tchaikovsky și uvertura operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Încă un rând de aplauze. Urmează un număr de coreografie, ansamblul claselor 9-11, condus de doamna profesor Baico Simona, ce va interpreta polca Anei de Johann Strauss.